greutăți să spună, nu mai pot. Am ajuns la capătul puterilor, nu mai pot. S-a cântat în calea minunată cu care îi dă lucrurile. Că nu mai poți, tu? Diavolul de el. Intervine el! Vine el! El nu stă de păsător. De legază-te, de problema ta, de suferința ta, de boala ta, la ce au zis pe fratele Cornea. Dumnezeu, el nu stă de păsător de ei. El niciodată nu plece de păsător printre cei care apelează la el. Întotdeauna s-o plece. S-au plinit la rugăciunea unui om neputincios. Unul lor! Care de multe ori unii nu-l bagă în seama și nu-i interesează de boala lui, de necazul lui, de orbia lui. Dar Iisus s-a oprit! Aleluia! Și a zis ucenicilor, aduceți-l la mine! Poate că ar fi zis ucenicii că te-a dat acum, dacă tu n-ai te duce, ai spus că te-a auzit Iisus, te cheamă la ei. Au făcut ceva. Ceea ce avem nevoie noi. S-a dezbrăcat, considerând și-a dat Iisus el în mintea lui. Am stat aici să cercesc pe marginea unui drum. Pregătorii mi-au dus renunța de plasă, nu dă! Cum să mă prezint înaintea Domnului Dumnezeu în situația de-a